Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați viitori ai sportului, la o nouă întâlnire cu emisiunea Derby pe frecvențele postului de televiziune RTV Galație Brăila. Neîndoielnic, sportul cel mai practicat și iubit de partea feminină a Galațiului e handbalul. Iar unul din cluburile gălățene care a reușit să țină steagul sus cu rezultate remarcabile la nivel juvenil obținute în ultimii ani a fost ACS Lucian Bute. De aceea l-am invitat astăzi pe motorul acestui proiect, președintele clubului, Aurel Trifan, de la care vom încerca să aflăm secretul reușitei într-un domeniu în care face concurență cu două cluburi finanțate din bani publici și care despun de propriile lor baze sportive aici în Galați. Bună ziua și bine ai venit, Aurel! Bună ziua! Mai întâi să aflăm când a plecat la drum acest proiect ACS Lucian Bute, la inițiativa cui, cine a pus bazele și care e rolul legendarului pugilist gălățean Lucian Bute în această poveste handbalistică de succes deocamdată. Proiectul a pornit acum 3 ani de zile. Proiectul Lucian Bute. Noi am mai funcționat un an de zile înainte sub denumirea de United. Când s-a înființat CSM Galați, s-au separat apele. O mare parte au plecat către CSM. O parte am rămas acolo. După un an de zile ne-am făcut propriul club. Lucian Bute e prietenul meu foarte bun. Am pornit un proiect împreună care trebuie să cuprindă și secție de box. Pandemia ne-a oprit un pic. Proiectul cu boxul este în derulare, avem o sală pe care o amenajăm. În momentul în care va fi gata, va porni și proiectul box. Și de unde până unde dragostea ta pentru handbal? Dragostea mea pentru handbal a venit de la copil. Copilul meu în clasa 0 a început să facă handbal și încet încet m-am atașat de sport. A făcut la United, bănuiesc. La United, da. A început cu Dana Goldi, care era și profesoară la școală. Și m-am atașat de fenomen. Am înțeles, da. Fiindcă ați reușit să atrageți în proiect câțiva antrenori de copii cu un trecut glorios, să spunem, în handbalul gălățean. Ăsta să fi fost unul din secretele succesului? Nu trecutul glorios e cheia succesului. Mă refer la faptul că au fost jucătoare cunoscute și care au făcut performanță aici la Galați. Dana Goldic, inclusiv la echipa națională, da? Inclusiv Nicoleta Vlad, fost ieșano, cochetat cu toate naționalele, de la cadeți, juniori, universitar, la seniori n-a prins naționala, dar în rest, da. Trecutul glorios e o condiție necesară, dar nu și suficientă. Nu, au calitate și calitate umană, dar și profesional sunt niște oameni. La barza chioară Dumnezeu îi face cuib. Faptul că eu nu mă pricepeam, am avut noroc de doi oameni foarte buni. Dar apoi încet încet să strâng. Domnul Preda este antrenor la noi, la J1, Cristi Preda de la Brăila. Care e antrenorul echipei de divizie, nu? Care este antrenorul Brăila. Echipei de divizie și care de el este secundul domnul Buceschi la echipa de ligă. Domnul Buceschi care l-a înlocuit pe Neven Crupeț, chiar începând din această etapă, exact. Va conduce echipa din Brăila. E o revenire, fiindcă a mai fost la Brăila când au devenit vicecampioni. Chiar și un loc 4 un an înainte, apoi vicecampion. Știu asta că l-am avut aici în studio pe domnul Buceschi. Da. În acest moment aveți toată piramida handbalului juvenil în club, de la mini-handbal. În vârful piramidei, da. Până la junioare 1, junioare mari. Da. Câte sportive junioare aveți legitimate și care ar fi grupa cea mai valoroasă din... Legitimate, cred că sunt în jur de 100 și ceva de fete. De toate sunt 200 și. Cu tot cu grupele mici, bănuiesc tot acolo, la inițiere. Grupele mici și cu tot cu centrele care le avem în județ. Avem 4 centre în județ. Da? Unde? La Ivești, la Tudor Vladimirescu, Pechea și Târgu Bujor. Am avut și la Șendreni, dar ne-a abandonat, doamna, a plecat tot copii. Unde? La un alt club în oraș. Da. Și cum faceți acolo? Aveți antrenori specializați sau nu? Nu sunt antrenori specializați. Sunt oameni pasionați. Sunt profesori de sport, dar nu cu specializare handbal. Dar oameni pasionați și asta e important. Strâng copii,
vorba de inițiere. Da, și după care după pe care cei mai valoroși îi preluați și oricum există migrația asta odată cu creșterea în vârstă a copiilor și accederea în trepte superioare de învățământ, e destul de migrează complicat spre Galați. E complicat pentru că am constatat că părinții sunt foarte... Nu sunt foarte deschiși la chestia asta, să dea drumul copiilor să plece, și atunci am găsit o soluție cu o mașină care să meargă, să-i adune, să-i aducă la antrenament, îi duce înapoi, niște costuri. Am înțeles. Deci să se simtă și părinții și copiii în siguranță. Și din punctul tău de vedere, care ar fi grupa cea mai valoroasă? N-ar fi frumos să spun că unii sunt mai valoroși decât alții. Eu sper că o să demonstrăm că toate grupele, și J1, și J2, și J3, sunt foarte valoroase. Inclusiv la J4 avem o echipă bună. O completăm acum cu copiii care vin din mediul rural, cu copii de la țară. Nu știm cum o să funcționeze campionatul la J4 sau tot felul de chestii, că o să fie festival, că nu o să mai joace la turneul final cu scor. Am înțeles. Speculații, nu știm nimic exact, dar... Pe modelul reformelor învățământului, că sperăm, și acum... Da, sperăm să avem un an bun și să avem rezultate. Rezultate înseamnă medalii. Așa am tot gravitate în jurul lor, da? Da, sunteți practic singurul club, nu? Care faceți și selecție în județ. Deci aveți oameni, n-am mai auzit până acum niciun club. Am mai făcut Gabi Artene cu Artu, făcea în anii din urmă pe la Pechea, parcă da. Mai avea niște copii. Da. La momentul de față nu mai e nimeni care să ocupe și de copii. Nu suntem pioneri, n-am inventat noi lucrul ăsta, dar încercăm să-l dezvoltăm. Păi tocmai că nu sunteți pionieri, dar depuneți o muncă în favoarea copiilor din județ. Da, avem peste 100, cred că în jur de 120 de copii, ba nu, mai bine. 150 de copii la țară. Da, și experiența o dovedește că până la urmă cei care au făcut performanță cam sunt din mediul rural, așa, în handbal cel puțin. Dacă le dăm o șansă și celor de la oraș să ne descurajăm. Da. Sezonul trecut ați mers cu toate grupele la turneele finale, unde ați făcut o figură frumoasă, inclusiv la Junioare 4, unde ați câștigat toate meciurile, dar ați fost descalificat de un observator care a fost și el la rândul lui descalificat, nu? Și exclus. Și exclus, da. Da, n-am mai e. Se practică lucrurile astea la handbalul juvenil? Există așa orgolii? Există... Nu putem generaliza sau a fost doar un eveniment absolut izolat? În caz... N-aș putea să fac speculații. În momentul în care jumătate din oameni spun că am avut dreptate, jumătate spun că nu, nu știu ce să mai cred. De jumătate din ce îndrept să ne spună, din federații, unii spun că da, se poate juca și s-a jucat. Tot campionatul s-a jucat și pe adeverință medicală, nu neapărat pe viză. Și la seniori se joacă așa. Da, ca să precizăm și telespectatorilor, deci ați câștigat toate meciurile din grupă, după care s-a constatat că una din jucătoare avea doar o adeverință, nu avea viza pe carnet, și din această cauză, după ce rezultatele fuseseră omologate și urcate pe site, a venit observatorul și a spus că nu, echipa pierde meciul. După 30 meciuri. De ore. Da. Da. Exact, la distanță foarte mare de timp. Deci nu a fost o decizie luată atunci sau să fiți anunțați înainte. A fost un caz care a fost preluat cam de toată mass media națională. S-a făcut destul de multă vâlvă atunci. Învățăm și din greșeli. Da. Da. Și cum spuneam, sunteți clubul care a mers cu toate grupele care le aveți. Și acum 2 ani da. Și... Acum 2 ani adică de când ne-am înființat, primul an a fost pandemie, nu s-a jucat, dar de când ne-am înființat, fiecare grupă a ajuns la turneul final. Da, și ați depășit celelalte două cluburi mari, să spun, bugetare din Galați, care au condiții mult mai legere, să folosesc așa un termen mai diplomat. N-am făcut un clasament în sensul ăsta. Păi, CSM-ul e clubul primăriei, are secție de handbal junioare, deține sălile de sport, finanțare, există de la bugetul local. CSS-ul la fel, are sală proprie, nu? Finanțarea vine de la minister.
Deci, cu ăștia vă bateți dumneavoastră, sunteți un club 100% ne privat. Batem, dar nu o să căutăm scuze. Cine caută scuze și nu găsește soluții, nu va reuși să meargă mai departe. Dar, cum spuneam, iată, părinții nu preferă să-și aducă fetele la un club privat care percepe, bănuiesc, o taxă, nu, de formare. Doar la grupele mici, la grupele mari nu se plătește. A, da? Nu. Da, e similar ca în învățământ, unde copiii merg la școală, dar baza pentru examene e pregătirea în particular. Cam așa sună și cred că cea mai mare realizare a noastră este faptul că am reușit să ajungem la un nivel la care, într-adevăr, își doresc și copiii și părinții să aducă copiii la noi și nu vorbim doar din oraș. Avem la J1 fată transferată de la CSM București, de la echipa campioană. Avem la J2 transferată fată de la Turda, vicecampioană națională. Avem fată venită din centru de excelență de la Sepsi, fată de lot național. Deci vin copiii din copii, încet, țară. Încet, încep să vină, da. Și bănuiesc că sunt integrați aici în sistemul de învățământ din oraș. Da. E cam singurul domeniu unde aud de tineri care, iată, vin pregălați. Până acum auzeam numai de tineri gălățeni care fug de aici, din Galați. Iată... Brăila, foarte multe fete de la Brăila au venit către Galați, chiar și vara asta. Multe vârfurile vin către noi. Deci v-ați format așa o imagine de club fanion în România. Păi din moment ce vin de la echipa campioană, echipa vicecampioană, vin de la centre de excelență, vin să facă handbal la Galați, înseamnă că deja... Au încredere în noi. Da. Și copiii, dar și părinții. Avem trei fete venite de la Constanța, care sunt junioare 3 și 4. Foarte mici. Copil născut în 2010. Din familii foarte bune. Și vin familiile, se stabilesc aici în Galați? Nu, doar copiii. Copiii îți trimiși aici la Galați și aveți grijă de ei? Avem grijă de ei, cu cazare, cu masă, cu tot. Interesant, da. Foarte interesant. Da. Știu că, în schimb, aveți o problemă foarte mare cu terenurile de antrenament. V-ați antrenat și pe la Brăila, care v-a primit cu brațele deschise. A fost o gazdă foarte bună, atât LPS-ul cât și Dunărea. Care e situația de fapt? De ce nu găsiți? Iată, sunteți un club, aduceți copiii din orașe mult mai dezvoltate decât Galați, din punct de vedere simple. Economic. Nu, Galați e un oraș dezvoltat. Îl vedem noi altfel. Dar cei care vin în Galați, întotdeauna sunt fascinați de oraș. Poate Dunărea, poate faptul că e înconjurat de ape, dar nu știu, așa, economic, parcă lucrurile ca scârție. Să spunem că nu. Sunt orașe și deasupra noastră, dar și multe sub noi. Bine, nu ne putem compara cu Constanța, cu Bucureștiu, că vin fete de acolo, da? E adevărat, dar Constanța stă mult mai prost la bazele sportive decât noi. Da? Mult mai prost, da. Stăm noi bine, ei mai bine. Ei au perspectivă că li se face o sală nouă acum. Da. Dar stau mult mai prost. Constanța, CSS-ul are o sală care e aproape gata în proporție de 80%, foarte frumoasă. Arată superb. De 10 ani stă în aceeași... Cum stă bazinul de nod de la Brăila, nu? Da, n-are uși și parchet. În rest este, arată foarte bine sală. Dar astea sunt alte probleme. De ce nu sunt săli? Nu știu, anul trecut n-au fost pentru că a venit războiul. S-a ocupat majoritatea sărilor, paturi n-au mai fost. A avut și CSM-ul probleme la un moment dat. A rămas doar sala mare, se îngrămădeau. Noi n-am mai avut chiar nicio soluție. Acum și sala mare e închisă. Că... Anul ăsta au intrat în reparație și CSM-ul se chinuie. Bine, ei o să-și rezolve problemele repede, într-o săptămână, două. Da, ne-am găsit și noi o școală, avem un contract unde ne antrenăm la o școală. Ce școală? 34. Deci nu una din școlile cu săli cât de cât mai adecvate, inclusiv pentru competiții. Știu că e școala 3, școala 28, care mai au săli mai mari. Școala 3 este ocupată. Noi fiind un club nou, tânăr, n-am avut o relație cu școala 3 și atunci când am mers am găsit pe alții acolo și nu e, n-ar fi corect să dai din coate, să-i scoți pe aia afară, să intri tu.
Dar școala 28, care are o sală foarte frumoasă? Păi nu știu, cred că ar trebui să ne spuneți noi asta ce se întâmplă acolo, că nu Din intră câte nimeni. am înțeles, nici nu vor să audă de clubul Nu vor sportiv. să audă cine? Directorii de acolo, cei care administrează sala. Că până la urmă e o sală construită E din pe bani publici, școala... persoană fizică Păi, școala? pe asta mă întrebam și eu, că nu e, doar nu e pe Nu știu, eu n-am fost persoană la școala fizică, nu 28. e pe... Sala e Adică au foarte fost frumoasă. refuzați atât de mult și atât de mari încât eu nu îndrăznesc să Păi mă duc să auzisem cer, că da. se punea la un moment dat problema, dar chiar ca echipa de senioare să poată să joace meciurile pe teren propriu acolo, dar nu avea o tabelă omologată și atunci au trebuit să aleagă alte Eu am soluții. auzit că nu vor să se intre cu clister pe parchet și atunci să spunem că ar fi, dar să lase basketul, să lase alte sporturi. Voleiul. Dar nu contează până la urmă, că e școala comunității, nu e a cuiva anume, nu e a copiilor care învață la școala aia. Școala aia se ocupă numai de cartier sau nu știu, nu, nici mie. Sorin, trebuie să găsim soluții noi. Nu vor, asta e, batem la altă ușă, mergem în alt oraș, Da. Nu știu. Trebuie să găsim soluții. Păi, mergem la Brăila, da. Avem un club care, iată, atrage copii din toată țara în Galați și care merge la Brăila să se antreneze, fiindcă în Galați nu găsește înțelegere de la autorități, N-aș directori și spune așa mai că nu departe. găsim înțelegere. Nu, n-aș spune. Acum e mai greu că e în mâna CSM-ului tot. Pentru un om, doi, care se mai așează contra, nu putem judeca tot clubul sau... Nu. Nu, am găsit. Ar fi nedrept. Pe timp de vară, când sunt poziții, ni s-au semnat notele de comandă, am primit poziții. Ar fi nedrept să spun că nu. Am înțeles. Faptul că ei au grupe multe și ocupă toate pozițiile, știi ce se întâmplă? Probleme erau și în anii din urmă, dar să nu se înțeleagă, nu fac reclamă. Domnul Mirea a găsit soluții întotdeauna. Întotdeauna a găsit soluții. Cât au fost bazele la Fundația Sportul Gălățean? Ne certam la începutul anului școlar, în ghilimele ne certam. Ne disputam pozițiile acolo o săptămână, 10 zile și după 2 săptămâni se așezau apele, știa fiecare ce are de făcut, cum are de făcut. Era important lucrul ăsta ca eu să știu din septembrie ce poziție am pentru tot anul. Că în funcție de asta, părinții își puneau meditații la copii, își făceau planuri, își făceau... Acum nu mai există lucrul ăsta și nu poți. Dar am găsit nu la 34 planifici. Și e în regulă, chiar e în regulă. Ok. Da. Faptul că v-ați putut antrena la Brăila a fost condiționat în vreun fel de acel protocol încheiat cu echipa nu, de handbal? Nu, dar noi anul trecut n-am avut niciun protocol. Protocolul abia n-a semnat. Aha. Nu, au fost ei doar gazde foarte bune. LPS-ul ne-a pus la dispoziție sala de antrenament. Contracost e adevărat, dar la Dunărea Brăila am jucat meciuri acolo. Ne-au pus la dispoziție sale, ne-au pus la dispoziție tot. Jandarmerie, ei s-au ocupat de tot. A fost chiar mai simplu decât la nații. Da, da, da. Ce prevede acel protocol semnat cu... Și de ce Dunărea Brăila și nu CSM Galați? Păi CSM nu ne-a întrebat nimic, n-a venit să ne ceară nimic. În schimb a venit Brăila. Abordat. Brăila, da, a venit. Brăila... S-a schimbat conducerea, sunt niște băieți tineri acolo, cu viziune. Au încercat să facă un club de juniori puternic ei. Nu, n-au fost foarte mulțumiți, nu știu din ce motive, și atunci au considerat că ne facem noi treaba foarte bine pe juniori. Și am stat de vorbă, ne-am așezat la masă, bă, faceți voi juniori. Dreptul de a-și alege să cumpere ei, să aibă dreptul de a-și alege și de a cumpăra primii jucătorii de la noi. Și în schimb să ne pună la dispoziție ce avem nevoie. Când avem nevoie, o sală de meci, poziții, dacă e nevoie odată, echipament să ne ajute. Mai multe lucruri prevăzute acolo. Ne ajutăm reciproc. Am înțeles. Și practic veți reprezenta Brăila în competiții? Noi suntem ACS Lucian Bute Galați. Atât doar? Protocolul prevede faptul că ei pot veni la noi la club și să-și aleagă oricând juniorele. Să aibă întâietate. Dacă sunt 2-3 cluburi care vor aceeași jucătoare, în aceleași condiții, ei să fie primii care au dreptul să... Au dreptul de preemțiune, ca exact. Să spunem. Da. Deci asta e singura prevedere a protocolului. E valabilă pentru toate jucătoarele din club?
Da. Pentru toate jucătoarele, dar la J3 n-au ce să facă cu ele. Păi Nu. ei nu mai au echipe de junior în Au țară doar tot? J3, nu. Nu. Doar J3, nu. E vorba doar de juniorele care pot juca cu dublă legitimare la senioare. Aha. La echipa de divizie, bănuiesc, nu la echipa de... În prima fază, da, asta e și proiectul lor, echipa de divizie, după care de acolo să le crească și să le urce la ligă. Da. Echipa de ligă e formată în major. La momentul ăsta, dar proiectul lor jucătoare străine, e pe termen lung și chiar și domnul Buceschi spunea că e interesat să crească la divizie junioare și apoi să promoveze tinere din România, încet, încet. Și stau și mă întreb, dar de ce nu v-au contactat cei de la CSM? Din câte știu eu, dacă nu mă înșel, Valeriu Costea, antrenorul echipei de Liga Națională, a fost coleg cu Dana Goldic la United Galați, nu? Da, nu cred că asta e o condiție, să fii coleg sau... Noi ne știm toți între noi. Da. Eu n-am fost coleg cu nimeni, dar am relații și vorbesc cu toată lumea. Da, știa despre CSM Galați, știa foarte bine ce potențial are... Am avut o discuție când era domnul... Îmi scapă cel care se ocupa de amulapsus de echipă la senioare, de la Brăila. Chiriță? Domnul Chiriță, da. A fost o discuție, dar o discuție neoficială. Și făcea aprecieri pozitive la adresa juniorilor. Spunea că ar trebui semnat. Păi... Ei, cei de la CSM, au declarat că scopul lor, de aceea au făcut clubul și secțiile de junioare, ca să adune și la fotbal și la handbal cei mai buni copii din oraș, să-i adune la CSM Galați, care să reprezinte orașul în competițiile naționale cu cele mai bune rezultate. Rămâne un obiectiv de atins. Da. Păi am impresia că s-a produs exact efectul invers. Au plecat de la CSM Galați. Sunt jucătoare care au plecat? Sunt. Deci au plecat de la CSM Galați, da. Să vină vârfurile, bănuiesc, nu? Vârfuri, nu știu dacă sunt vârfuri, dar au plecat două fete foarte bune. Denisa Iorga, care cochetează cu lotul național. Anais Soare a plecat de acolo, a venit către noi. O portăriță. Anais Soare, nepoata... Nepoata, da. Da. Alexandrine Oprea, da. Soare, care da. A fost antrenoare la da. CSM Galați. Da, da, aveți și juniare, cum spuneai, convocate la loturile naționale. Semn că se face muncă serioasă aici. Cine sunt jucătoarele care cochetează? E Ana Maria Gavrilă, 2006. Este Costandache, Denisa, venită de la Sepsia anul ăsta. E Gălățean. La origine a fost la Handball Art, a plecat la Sepsi când s-a desființat echipa la Art. A stat 2 ani, cred că acolo, 3 ani, nu știu. Și acum s-a întors la noi. Mai e o fată, tot 2006, extremă, Angel, Daria. E băcăoancă de loc, dar a stat la Turda 2 ani. Și a venit la noi. Tot jucătoare care e convocată la loturile naționale. Denisa Iorga a fost la FOTE convocată asta vară în pregătire. Deci aveți inclusiv jucătoare la loturile naționale în club. Vă puteți mândri. Aveți suficiente motive. Să ajungă ele senioare și să fie la lot. Da, până la urmă, cam așa se cuantifică, nu? Activitatea unui club de juniori, funcție de... Câte senioare dai la ligă, senioare dai la ajung ligă, să joace în ligă. Da. Da. Deocamdată sunt încă mici, adică le-ați luat de mici. Deocamdată sunt mici, noi n-am avut nici J2, noi n-am avut 2006. Noi când am pornit la drum am avut fete de 2007, de 2006 foarte puține și în general ce n-a avut loc la CSM. S-au și lăsat fetele de 2006, deci noi n-am avut 2006, am început acum un an. Când nu s-a înscris LPS Brăila în pandemie și am luat noi 3 fete de acolo și fiindcă a trebuit să le oferim ceva anul trecut, am făcut echipă de J2. Au venit și fete de 2005, iar anul ăsta a trebuit să le oferim ceva celor de 2005 care erau în club și am făcut echipă de J1. Da, deci ați completat, aveți acum de la mic la mare. Da. Păi, și după ce terminați cu J1, știu că aveați în plan și o echipă de divizia. Păi ne gândisem, pentru că trebuia să le oferim ceva copiilor. Dar acum dacă avem protocol cu Brăila și copiii pot juca acolo, mi se pare... Păi și o să ia Brăila pe toți? Asta e întrebarea. Nu poate lua pe toți, păi, da. Nu. Ia doar pe cei care merită să joace.
Deci ați renunțat la ideea de a înființa echipă momentan, de divizie? Momentan, da. Dacă avem protocolul cu Dunărea Brăila, n-are rost să facem și noi. Mm-hmm. Și nu vă spun că în vara asta au sunat foarte multe cluburi pentru juniori. Foarte multe cluburi. De ligă? De divizie. De divizie? De divizie, aha, da. Deci devine obligatoriu de la anul campionatul de tineret. Mm-hmm. Pentru toate echipele de ligă. Și atunci deja începe forfota. Oh. Lumea caută juniori. Da, și s-a dus vestea că dacă... Nu numai noi, cred că sunt multe cluburi care s-au abordat în sensul ăsta. Da, da, da. Uh-huh. E un lucru extraordinar. Trecerea de la juniare la senioare este foarte grea. Nu o spun eu, știu, că nu am experiență. Știu, o spune Dana Goldic, o spune Vlad, o spune Preda. O spun toți. E foarte grea și atunci copiii ar trebui, când sunt în ultimii ani de juniorat, să cocheteze un pic cu echipă de senioare, să o obișnuiască, să... Da, e un fel de sport de contact handbalul, da. Și atunci când dai de o jucătoare mai rutinată, știu, poate să stai elanul destul de ușor. Da. De asemenea, clubul Lucian Bute organiza până la pandemie un turneu care tindea să devină internațional, mă refer la Galfest. Ați renunțat la idee sau nu aveți nu, unde? Nu, turneul este în continuare. Este? A avut loc și anul trecut, da? Galfestul. Da, n-a mai fost internațional din cauza pandemiei. Uh-huh. Sperăm ca anul ăsta să fie... Din nou? Internațional. Da. El va fi, cu siguranță uh-huh. va fi. Dar sperăm să fie și internațional. Da, ați adus o echipă din Turcia. O echipă din Turcia și atunci ne trezisem târziu. Trebuia să mai vină o echipă din Franța. Trebuia, dar a fost pe uh-huh. repede înainte. Și acum anul e posibil? Anul trecut din cauza pandemiei s-au temut foarte mult să plece. Acum, da, deja am demarat uh-huh. proiectul. A, și e posibil să vină mai multe echipe din... Cam așa am vrea. 3-4 uh-huh. echipe de afară și vreo 3-4 sau 4-5 din România. Sunt da. Multe echipe. Deci multe echipe... Le asigurați tot aici, în Galați, cazare, nu masă? Nu știm. Nu știm dacă găsim săl, dacă vom găsi înțelegere și ne se pun săl la dispoziție, facem aici, dacă nu la Brăila. Galfest la Brăila. Da, 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 da. Galfest la Brăila, da. Păi ar trebui să se trezească autoritățile, că până la urmă aduceți vreo... Autoritățile CSM-ul, dar CSM-ul nu e obligat să ne pună nouă păi la... Și autoritățile pot avea un cuvânt, fiindcă aduceți vreo 7-8... cluburi, da, din țară sau din străinătate, care vin la un turneu și care turneu care durează, bănuiesc, vreo 2-3 zile, da? Da, unde trebuie cazare, trebuie masă și de aici masa și cazarea oferă privați. Da, dar există niște taxe, nu, care ajung pe în bugetul local și parcă ar fi păcat, nu? Da, dar autoritățile nu știu dacă pot dispune de săl. La o păi dată CSM-ul în administrare... clubul la Consiliul Local? Nu știu. Păi, ba da, despre asta o să, este o să facem demersuri. Asta e clar, da. O să facem demersuri. Da, poate ar trebui să se trezească. Sunt orașe care, iată, au plecat de la o idee și au transformat orașe întregi. Mă refer la Cluj, da, cu un Sorin, am fost la două turnee acum în luna august. Da. Am fost la Onești și cred că au fost vreo 16 echipe, dacă nu mă înșel, la Onești. Și J4 și J3. Foarte bine organizat. Majoritatea echipelor din Moldova, un club privat l-a organizat. Mm-hmm. Sprijinit de autorități, e adevărat. Să-l pus la dispoziție, da. Cu multe lucruri. La Făgăraș, la fel, un turneu foarte, foarte mare, pe toate categoriile, de la J1, J2, J3, J4, organizat pe parcursul unei săptămâni întregi, cred că. Și la fel, au găsit sprijin. Nu aveți în plan cumva să construiți și vreo sală de sport? Nu ne permitem. O sală de sport este foarte scumpă, dar ne-ar trebui teren, în primul rând, și apoi un proiect. Da, ne gândim. Ne gândim. Fonduri europene. Fonduri europene, exact. Da. Un teren și construit, bănuiesc că un plan de afaceri s-ar putea face, că există cereri. Ne-ar ajuta foarte mult, pentru că ai nevoie de o bază, ai nevoie de teren, ai nevoie de bază, de recuperare, ai nevoie de mult. Uh-huh. Dacă vrei să faci lucrurile cum trebuie. Da, absolut.
Dar, așa, din punct de vedere economic, oare s-ar justifica o sală de sport privată, să spun? Adică dacă ar exista un potențial investitor și ar putea recupera Dacă o faci investiția? strict sală de sport, nu. Nu? Nu. Dacă o faci mixtă și concerte Trebuie și să așa? gândești lucrurile un pic altfel, da. Deci ar merge, exact. Păi așa se construiește în toată Europa, da. Curentul e scump. Vrei aer condiționat dacă faci o sală nouă, vrei încălzire, vrei... Da, toate dotările, absolut. Uite, noi am avut înțelegeri în anii din urmă cu cei de la Delfino și ne primeau, mai veneam acolo, mai făceam recuperare la bazin. Chiar am avut o relație foarte bună cu ei până în pandemie. Și după... Păi în pandemie n-au avut voie da, să primească public. Acum probabil că o să batem la ușă iarăși. Dar chiar foarte deschiși oamenii de acolo. Ne-au ajutat foarte mult. Da. Cum spuneam, clubul se cheamă ASE Lucian Bute și trebuia să aibă și box. Nu... Până da. La urmă, ce se mă întâmplă? Mă declar vinovat că am întârziat proiectul. E aceeași problemă. Nu există sală de box. Nu avem o sală unde să... Am primit o sală, avem o sală acum, o fostă centrală termică și în curs de amenajare. Aici, în oraș. Da. Și în județ, că Lucian era din Pechea. Dacă facem sală, dacă facem sala în oraș, atunci vom aduna și copiii din județ. Să-i adunați din județ? Dar da. Cine se va ocupa de selecție? Cine? Un antrenor. Păi care, că mai e unul singur în activitate în Galați. Domnul Burlacu. Da. Vrea să-i mulțumească pe toți. Tot dânsul. Nu știu, vedem. Da, e păcat. Deci boxul care a dat... E, mai e și Felix, pe un. Da, la Pechea. La Pechea, da. Da. Deocamdată se ocupă de Cristian. Aducem cu manezi. Poftim? Aducem cu manezi. Da? Da, ar fi frumos. Facem import de orice. Mai sunt foști boxeri care ar putea fi atrași. Foști mari campioni ai României. Și noi atrași de ei. Da, mai sunt unii care sunt fac la săli private, un fel de fitness, box, aici, autoapărare. În momentul am să fac un pas în spate și o să las pe Lucian să implice mai mult, să aleagă antrenori, să el are da, ochi. Da, ar trebui să fie mai prezent aici. O să vină mai des. Da? Bun atunci. Ca președinte de club de handbal urmărește ce se întâmplă în Liga Florilor? Da. Ce părere ai de echipele din Gala și Brăila, că astea ne interesează cel mai mult? Diferite. Parcă nu merg niciuna așa cum și-ar fi dorit. La Brăila s-au făcut investiții mari, sunt foarte multe jucătoare străine și rezultatele tocmai că au dus la schimbarea antrenorului. La Brăila, din punctul meu de vedere, valori sunt. Încă nu se lega jocul. Nu poți face echipă peste noapte, chiar dacă aduci valori. E complicat să faci echipă peste noapte și cred că o să-i trebuiască ceva timp să se lege echipa. Am fost la meci la Dinamo aseară cu Magdeburg, la București și am văzut același lucru. Individual, mulți jucători, calitate. Nu s-a legat jocul. Încă le mai trebuie timp, cred că, să se... Și echipa din Galați? Și echipa din Galați. Mai are nevoie de timp? Și de jucătoare. Păi asta cred că în primul rând. Merg în general numai pe... Valeriu Costea nu poate să facă performanță cu ce e acum. Nu că n-ar avea valoare fetele, numai că celelalte echipe sunt foarte puternice. Da, Liga Florilor e... Sunt copii de perspectivă, sunt jucătoare de perspectivă. Nu? Trebuie să ai răbdare nu până la mijlocul campionatului să lege echipa, trebuie să ai răbdare să crească. Deci va fi un an de sacrificiu, nu? Sunt câteva, cred că da, sunt câteva fete cu vechi acolo. Vorbim de Coco, vorbim de Conache, nu știu cine mai e, mai sunt fete. Și sunt multe fete noi. Deci au nevoie și de foarte timp tineri. Să crească și foarte tineri, tineri. Da. Exact. Care au terminat junioratul. Te lovește jucătoare campioane mondiale și europene și... Mai greu poți să te afirmi, să le faci față, da. Da, din păcate, asta e proiectul CSM-ului, că au vrut să demonstreze cu o echipă alcătuită îndeoseb din jucătoare tinere și foarte tinere, poate să facă față în Liga Florilor, din păcate... E frumos proiectul. Da. Gândit. Sună frumos. Multe da. Jucătoare din zonă.
Dar au făcut și echipă de divizie, ceea ce este extraordinar, pentru că au copii unde să joace după ce termină. Mm-hmm. Poate și copiii de la Lucian Bute. Nu? De ce nu? Mm-hmm. Poate și de la CSS, de peste tot. De ce nu? Adică sunteți până la urmă deschiși, nu unei colaborări. De ce nu? Are preemțiune, dar copiii sunt mulți. N-ar fi normal să avem orgolii. Uh-huh. Și n-ar fi normal ca orgoliul meu, de exemplu, în ghilimele, să priveze un copil de a juca. De ce? Păi da, cei care suferă sunt copiii. Bineînțeles, nu. Nu cluburile. Nu, suntem total deschiși. Ăsta e rolul nostru, să producem junioare și ele să ajungă jucătoare. Da. Deocamdată, în ligă. Deocamdată, abia anul ăsta, cum spuneați, ați înființat juniorile mari, juniorile 1, da. Deci nu aveți... Da, avem fete care joacă la divizie. Sunt vreo 5. Da? Da. Și cu perspective de a face pasul în... Ține doar de ele. Da. De aici ține doar de ele, da. 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 Sunt exemple, că de la cluburi private, de la handbalat, nu? Din Diligan a ajuns, iată, în CSM București, în echipa națională, deci se poate. Sara, Darie. Da, e la Brașov acum, nu? Sau... Nu, e la Mioveni. La Mioveni? A fost la Brașov și la Mioveni din toamnă. E în Liga Florilor, da. Deci jucătoare gălățeancă. Mai sunt gălățeanci, inclusiv în campionate străine, plecate din oraș, din câte știu. Da, nu știu dacă de la cluburi private, dar gălățeanci sunt. E Nicoleta Tudor, e... Da, da, da. Oficial sunteți o entitate 100% privată care nu beneficiază de nicio facilitate de la bugetul local. Cum vă descurcați? De unde vin fondurile? Sponsori, 100%? Da. Încă bănuiesc că taxele plătite de părinți n-ar fi... Nu. Nu v-ar ajunge și mai ales că v-ați spus că doar... Nu, plătesc. Doar cei de la țară, cei de la țară nu plătesc nimic. Deci J1, J2 nu plătesc, nu? La J3 mai sunt care mai plătesc? Sunt, dar nu toți. Sunt foarte puțini care și plătesc. Și ce la inițiere, unde, în general, la cluburile private, această inițiere, de fapt, înlocuiește joaca pe care o aveam noi în copilărie, fiindcă astăzi nu mai au unde să joace copiii. Noi mai băteam mingea în curtea școlii, mai pe stradă, dar azi... Inițierea deja este la clasa 0-1, după care încet, încet intri în... În circuit. Da, ne-a oprit un pic pandemia, dar fata mea a jucat de la baby handball, a mers la turnee la București, a mers la mini handball, la... Nu fata mea, generația ei. Da, generația, da. Da. Ați depus sau veți pune vreun dosar de finanțare la N-am primărie? N-am depus niciodată. Nu? Nu. Nu sunteți interesați de... Am fi interesați, dar... Nu știu, adică nu prea mi-a plăcut să fiu refuzat în viață și decât să fiu refuzat, mai bine... E vorba de un dosar până la urmă și aveți, cred că e adevărat, faceți un punctaj, da. Mai tragi cu ochiul la vecin și vezi că handbalartul a primit, când a primit puțin, când a primit și puțin ăla, l-a primit foarte târziu și nu s-a mai putut folosi de ei. Măcar... Nu e o soluție. Păi, măcar sau să nu te poți baza pe... Măcar să supliniți chiria cu țările. Da, e o cheltuială apărută în plus din ianuarie. Da. Până atunci nu... Mi-e teamă să nu se termine banii până ajung la noi. Să rămân dezamăgit. Și mai există cluburi private, nu numai de handbal. Și la fotbal am văzut, sunt cluburi de juniori care au primit destui bani, să spun așa, pentru un club de juniori. Vă rog frumos, nu mă trageți de limbă și nu mă atrageți în discuții. De ce? Pentru că nu știu, nu... Nu vreau, nu. În general, eu simt că nu. Mm-hmm. N-aș putea să... Și sponsorii ăștia privați sunt așa puternici, să spun, din moment ce vă asigur nu neapărat, nu neapărat foarte puternici, dar... Sunt mulți? Generoși. Sau... Nu sunt nici foarte mulți, dar și în general nu vor să apară în față. Am înțeles. Lucian Bute e și el pe listă? Este. Știu că aveți condiții, aveți și inclusiv o mașină proprie a clubului, da? Da. Tot donație. Donație?
Da, dar e foarte frumos și cred că e singurul club privat din oraș care beneficiază de așa ceva. Mai avem un microbus de 8 plus 1 acum. A, da? La unui părinte și l-a pus la dispoziția clubului, l-am branduit și pe același. Ah, deci aveți două mașini. Avem două mașini, da. Deci încet, încet vă dezvoltați, nu? Din ce în ce. Nevoia ne împinge. V-am spus că trebuie să mergem la țară să adunăm copiii. Părinții nu-i lasă. Antrenamentele sunt seara, de la 7, de exemplu. Ce părinte își lasă copilul să vină de la Iveș sau de la Liești sau de la Pechea la 6 să plece din comună, să ajungă la Galați, să întoarcă la 9, să plece din Galați spre... Nu. Și atunci luăm un microbuz, adunăm copiii, aducem la antrenament, îi ducem înapoi acasă. Da. E toată lumea mulțumită. Da, exact ca autobuz, microbuzele cele școlare, nu? Da. Asta, da. Până la urmă, da. Trebuie să vă descurcați singur din punctul ăsta de vedere. Da. Handbalul e promovat în toate școlile din Galați sau doar în acele unde activează ca profesor foști practicați de handbal? Nu știu să vă spun. Nu știu, n-am răspuns. Nu? N-am informații. Sunt școli în care e promovat, într-adevăr, dar probabil că dacă în alte școli sunt profesori care au ca specializare volei, probabil că e promovat volei sau basket. A spus că începeți de la clasa 0, nu? Cu da. Inițierea și care e vârsta maximă la care pot veni copiii spre... Spre inițiere. Nu există o vârstă spre inițiere. Da, adică copiii care vor să joace handbal, dacă au depășit clasa 1, să spun. Ei pot veni la orice vârstă. Problema este că nu se vor integra niciodată într-o echipă și să facă performanță, care deja a ajuns la un nivel. Nu au un exemplu. Generația de 2009, o luăm ca exemplu. Nici măcar anul trecut, copiii care veneau, chiar dacă erau un pic talentați, nu se puteau integra. Diferența este foarte mare. Sunt copii care fac de 5 ani handbal, de 6 ani handbal. Și să vii neinițiat, probabil că te apasă un pic ceea ce fac ceilalți și nu te simți confortabil și atunci renunți. Ce se întâmplă la noi la club? Sunt alte cluburi care pot începe inițierea și mai târziu. Dar noi n-am reușit, nu că nu ne dorim. Îi luăm pe copii, îi atragem, dar foarte, foarte greu. Renunță. Da, dar poate ar fi bine să faceți, eu știu, grupă de performanță, dar și grupă hobby, să spun așa, la aceeași categorie de vârstă. Să existe aveți și copii. Aveți dreptate, ne-am gândit și noi, dar n-avem să. Ne-am da. Gândit și la lucrul ăsta, am încercat să-i mai aducem la dar o grupă mai mică. Dar copiii sunt dornici, da? Sunt copiii sunt călățeni, nu-i gonim, da? Dar nu-i gonim. Da. Nu-i gonim. Deci ei vor să vină, ei vor să-și practice primim, handball. Îi fac mișcare, da. Fac handball, dar nu reușesc să ajungă în prima echipă. Și atunci foarte mulți renunță. A, când văd că sunt alți copii care merg la sunt competiții. Sunt mai buni și merg la competiții și antrenamentele. Trebuie să aibă o finalitate. Exact. Da. Așa, să te antrenezi, să te înscrii în competiții, nu-i poți duce la infinit cu antrenamentele. Să întreb și ce mai face Lucian Pute, fiindcă totul pomenim în această emisiune. Păi a fost acasă, în vacanță, o lună, a plecat la sfârșitul lui august. Da? Da. Când o să putem să-l avem și noi în emisiune, știu că... Cu proxima ocazie, când ajunge în țară, da? Îl puteți facem, invita. Da? Să avem pe cineva care să ne facă sigur loc. Sigur nu refuză. Da. Știu că nu ne-a refuzat nici când era în activitate convențională. Nu prea găsim noi așa să aflăm exact când este el pe aici până prin țară, ca să mai stăm de vorbă. Știu că e puțin... Vă furnizez eu informații. Da. Hai să vorbim și cum pregătiți sezonul 2022-2023 la handbal. Ce obiective aveți? Ce surprize mai pregătiți? Sezonul e pregătit, că dacă n-am fi început pregătirea, acum eram praf. Deja astăzi înceapă, sâmbătă și duminică, sunt primele meciuri. Începe campionatul. Ce obiective? Obiectivele sunt să ne calificăm toate echipele la turneul final, J1, J2, J3, J4 și J2 și J3 medalii. Și J4. Chiar și J4. Și la J1 de ce? La J1 este o echipă care nu e sudată. Nu spun că nu ne dorim. Dar trebuie să fim și un pic realiști. E o echipă abia formată. Sunt copii care n-au jucat împreună până se sudează. Sunt echipe. E CSM București, e Rapidul care au făcut
echipe de juniori 1. Este Turda, este, sunt echipe care joacă de mult timp împreună, sudate. Și CSM-ul care... Asta nu înseamnă că ne dăm deoparte în teren sau că nu ne dorim, dar ar fi un bonus. Sunt mai mici și ca vârstă? Ce completați? J1 este 2004-2005. Noi avem doar două sau trei fete 2004, restul sunt 2005. Și la vârsta asta se cam simt. Nu neapărat că la vârsta asta, dar nu sunt legate, nu se cunosc. Până se va lega jocul, e greu să formezi. E greu la ligă când vin jucătoare profesioniste și, cum spui, campioane mondiale, olimpice și tot nu se leagă jocul. Câteodată nici în 2-3 ani la unele echipe mari, da. Dar aminte la juniare. Și atunci, nu că nu ne dorim, dar nu vreau să pun presiune pe grupa de J1. Și ce antrenori aveți la... La J1 este Cristi Preda, da. La J2 este Nicoleta Vlad, la J3 este Dana Goldic, la J4 este Nicoleta Vlad și la grupele mici Dana Goldic și mai e un antrenor tânăr, nu... Deci doar pe acești tehnicieni vă bățați în păi acest moment. Păi mulți și-ar dori să aibă atâția antrenori și de valoarea asta. Asta e principalul nostru atu, calitatea antrenorilor. Da. Păi. Și numărul. N-aș putea spune că celelalte cluburi n-au antrenori de calitate. Da, nu, mă gândesc că în momentul în care apar aceste turnee finale, apare această uzură să fie antrenor care merge cu mai multe grupe la... Nu, au câte o grupă. Nicoleta Vlad are și J4 pentru că era grupa ei care a pornit, dar are o grupă mai mică, care o să intre în competiții, probabil la mini handball deja. A, și păstrați antrenorul care face selecția, el merge cu toată generația până la... Ei se ajută între ei oricum. Permanent au stat câte doi pe bancă, pe la meciuri, pe la turnee, vin și la antrenamente și se ajută între ei. Da, frumos. Și ce alte surprize mai pregătiți? Galfest, am înțeles, turneu internațional pe care îl pregătiți din Sunt timp. Optimist, da. Alte surprize mai... Sper să fie la Galați. Da. Și alte competiții la... Galfestul este dedicat juniorilor mici, nu? În special din... Nu. Sperăm să facem la toate la toate categoriile de vârstă? Da. Inclusiv la J1? Păi să se supere ceilalți. Bun. Atunci nu rămâne decât să vă urez spor la treabă. Mulțumim foarte mult. Că e mult de muncă, este succes, mult de fiindcă v-ați propus și niște rezultate, nu? Sezonul ăsta competițional, medalii, nu-i puțin, concurența e puțin, mare. Nu e puțin deloc, concurența este foarte, foarte, foarte mare. Ales că la momentul ăsta, în campionatele de juniori, sunt 4-5 cluburi care reușesc să strângă copii. Nu mai poți ajunge la turneul final cu jucătorii proprii, niciodată. Mai e punctajul acela cu talie din lățime? S-a scos talie. S-a scos. S-au scos și reprizele, se punctează doar rezultatul la final, sunt două reprize, nu mai sunt trei, nu se mai joacă în sistem, 5 jucători în prima repriză, 6 în a doua, nu, s-a revenit la vechiul sistem. Se joacă clar. Da. Și corect. Da, cum spuneam, ambiții mari, da, fiindcă medalii... Dacă nu-ți propui mult. Sunt cam câte cluburi de handbal junioare sunt în țară? Păi, 30 ceva, 40 la J1 înscrise în campionat, cred mai mult, așa, nu sunt scris toate. La J2 cred că sunt în jur de 60-70, la J3 de la 100, nu mai bine. Da, deci e un sport practicat în masă, să spun așa. E loc de mai mult. Da? Da. Galațiul cred că e unul din orașele cu cele mai multe echipe. Timișoara, Galați, Timișoara, București, da. Prahova. Și aici mai sunt. Timiș, mai, da. Încă mai activează, nu? Handball Art, este viitorul Oțelul. CSS și CSM și... Sunt 5 cluburi, nu? În Galați în acest moment. Ar mai fi și la Tecuci, da? Că au retras echipa de juniori din campionat, s-au înscris și s-au retras. Da. Bun, mulțumim pentru informații. Și eu vă mulțumesc. Sperăm să ne vedem,
să tragem linie atunci la final. Cu medaliile în gât. Da, cu medalii, să avem ce arăta și telespectatorilor. Mult succes, mulțumim și... Mulțumesc mult de invitație. Mulțumim și noi pentru prezență, mulțumim și telespectatorilor pentru atenția cu care ne-au urmărit. O zi cât mai bună în continuare, la revedere!